Guvernul armonizează funcționarea Institutului Național de Statistic. În ședința de guvern, de joi, a fost adoptată o hotărâre de guvern care trece insul sub coordonarea premierului prin intermediul Secretariatului General al Guvernului. Este vorba despre o armonizare a legislației, în așa fel încât să fie în concordanță cu prevederile actuale. Consultați aici hotărârea de guvern. Iată varianta nouă. Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins. 1. Institutul Național de Statistic se organizează sub liniere și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea guvernului sublinierei în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de organizare sublinierei coordonarea statisticii oficiale din România.